Probabil că o să te șocheze ceea ce îți voi spune acum. Însă, majoritatea bărbaților, iar dacă vrei să-i dai un procent, 95%, nu abordează și nu au cum să o facă, iar dacă vor aborda, vor minți crunt, pentru că aia este harta pe care o au, atât au fost învățați și din mândria și rușinea pe care le țin în inimă, nici că ar face altceva. Nu voie să-ți explic o chestie. În urmă cu vreo 17 ani, când am făcut prima abordare, am înțeles imediat că sunt niște probleme la mijloc. Mi-am dat seama că îmi era frică, că transpiram, că tremuram și per total că de copil eram la momentul ăla, la doar 15 ani, îmi spuneam în sinea mea, băi, până la urmă tu vrei să vorbești cu un om. Tu doar asta vrei să faci, tu vrei să vorbești cu un om. De ce, Doamne iartă-mă, ai toate reacțiile astea în inima ta, în corpul tău, în mintea ta? Dintr-o dată conta părerea tuturor din jur, dintr-o dată conta să nu mă vadă nimeni dacă fac asta, ca și cum în inima mea zicea, e ceva greșit dacă fac asta. Dintr-o dată simplu fapt că eu căutam conexiune și căutam să fiu bărbat prin treaba asta era greșit în mintea mea. Și acolo mi-am dat eu seama, că avem de-a face cu o grămadă de programe induse de către societatea în care trăim, o grămadă de condiționare socială și mi-am dat seama că n-aș vrea să mă mai simt în vecii vecilor așa, pentru că nu este normal. Nu este normal să am atâtea emoții când vreau să vorbesc cu cineva. Nu este normal să vreau să cunosc o persoană și să mă gândesc oare ce ar trebui să vorbesc? Cum să mă fac ca să mă placă? După care, mergând într-o introspecție mai adâncă, a apărut întrebarea asta. Dar de ce Vreau eu să plac cuiva, de fapt. Și am adus totul la mine cu ajutorul unui curs de programare neurolingvistică pe care și eu îl predau în NLP, în caz că ești interesat, în care mi-am zis, ok, oare pentru că eu nu mă plac, caut să plac altcuiva, oare pentru că eu nu am o relație cu mine, caut să am o relație cu alții, iar dacă eu nu mă plac și nu am o relație cu mine și nu știu cine sunt, cum aș putea să plac pe altcineva, să știu cine e altcineva și să mă intereseze cu adevărat altcineva? O grămadă de conștientizări am avut acolo, după care a urmat un episod în viața mea extrem de trist. Viața și-a făcut apariția, mi-a arătat că băi nu se mai ocupă nimeni de facturi, de chirie și a mai departe și ca orice om am pornit pe un drum cu o diplomă în mână care nu a servit la absolut nimic. Și am ajuns să fiu bachelor, să lucrez în spălătorie de mașini, să fac toate nebunile de pe lumea asta ca să mă mai dregozi. zi, exact ce fac majoritatea oamenilor. Și prin excursiile astea a mele, bani Italia, bani UK, bani tot soiul de țări, Căutam din când în când să respect totuși ceea ce înseamnă să fii bărbat să-mi ascult dorințele sexuale, nevoile de conexiune, să cunosc oameni și așa mai departe. Și, per total, în foarte mulți ani, m-am tot confruntat cu aceeași minte bolnavă care caută să creeze agitație, să creeze povești, cu aceleași stări dubioase care mă făceau ba să transpir, ba să tremur, să fiu non-stop în capul meu, după care m-au deschis la o validare, să vreau să fiu cum zice ăla, să vreau să fiu cum zice aia, să mă schimb pentru fata asta, să... toate prostiile astea. Toate astea care vin din exterior sunt în general niște tâmpenii pentru că noi trebuie să lucrăm la interiorul nostru. Să ne vedem programele, pentru că în momentul în care le vedem, le conștientizăm și le putem da drumul, după aia putem de fapt să le înlocuim cu niște programe pozitive. Să nu crezi o secundă că programul pe care tu îl ai, programele pe care le ai în momentul ăsta sunt pozitive. În general sunt negative. De aceea lipsa banilor, de aceea tu crezi în bani, în a economisi, tu vrei să strângi niște bagnote printate de un guvern care în fiecare an printează mai multe și tu de fapt pierzi bani acolo din cont de unde îi ții, toate programele astea pe fundal, femeile sunt nu știu cum, nu o să am șanse pentru că sunt mic de înălțime, toate prostiile astea. Și atunci mi-a fost foarte greu, am stat în energie feminină, m-am așezat la o cafenea, mă uitam în ceașca aia, speram pe fundal, o femeie o să bage în seamă cu mine, am făcut toate prostiile de pe lumea asta, doar ca să mă învârt în cerc și să-mi dau seama că eu trebuie să dau drumul la niște lucruri și în momentul în care am făcut asta, mintea a tăcut. S-a produs o liniște. S-a produs ideea de orice se întâmplă va fi exact ceea ce trebuie. Am început să nu mă mai cert, am început să fiu o stare naturală care curge, exact cum curge apa când te uiți la ea, ea nu se ceartă cu vântul, ea nu se ceartă cu nimeni, ea curge și vede are traseul ei, curge, da? Așa și tu. Vrei să ajungi în locul ăsta în viața ta unde nu te mai cerți, unde nu te mai îndoiești. În momentul în care ai ajuns acolo, tu ai obținut de fapt ceea ce înseamnă să fii un bărbat de succes. Pentru că tu ai obținut calmitatea și siguranța de sine. Ai obținut mai exact, aș vrea să spun într-un cuvânt, credința. Când tu nu ai credință, ce ai de fapt? Când nu ai credință, tu ești plin de dorință. Îți dorești lucruri, comunicând non-stop că vrei ceea ce tu nu ai. Pe baza legii de atracție din acest univers, tu nu ai cum să atragi decât ceea ce ești. Ce ai putea să atragi dacă tu îți dorești? Comunicând non-stop, eu nu sunt asta, aș vrea aia. O să atragi ceea ce tu nu ești, nu? O să atragi mai mult din sărăcia pe care o ai și ne vorbim momentan de sărăcia interioară emoțională. Nu vorbim de financiare și de alte bazaconii care n-au niciun sens, da? Oricât ai vrea tu ca vorba să dezbați importanța banilor și astea, crede că ești dominat de harta aceea negativă la care tu trebuie să lucrezi. La grijile pe care le ai și nu sunt normale, fricile pe care le ai și nu sunt normale, îndoielile de sine care sunt cutremurătoare, le înțeleg, dar nu sunt normale. Este dureros că îți permiți așa ceva, mai ales în momentul în care vii pe un canal ca ăsta, unde eu îți garantez că după doar o ședință îți faci cruce și zici, ce frumos era dacă aș fi știut asta mai devreme. Totodată conectat cu ce am spus până acum, aș vrea să te întreb ceva. Ai abordat vreodată o femeie pe stradă, la cafenea? Nu contează, dar nu online. Online e puțin, nu prea are sens cu ce vreau să subliniez aici, nu. Ai abordat vreodată o femeie în plină stradă? La cafenea, o tipă, nu știu, o caseriță, nu știu. O femeie undeva, ai abordat-o? Cum te-ai simțit după? Te-ai simțit puțin obosit? Ai simțit ca și cum parcă ai obosit psihic și emoțional, nu știu, ai obosit chiar fizic. Ai făcut vreodată o sesiune de abordări de o oră să vezi ce înseamnă treaba aia? Pentru că majoritatea clienților mei îmi zic, băi băiatule, după jumătate de oră, ai de capul meu, mam, mă dor toate în cor, mă doare capul. Exact. Ce descoperim noi aici este un efort să ții frontul. Singurul motiv pentru care după ce abordezi, să zicem jumătate de oră, o oră, Obosești este pentru că te chinui să ții un front, punând în capul tău mereu întrebări de genul oare ce ar vrea să audă fata aia, oare ce să-i spun să mă placă, oare ce o face să râdă, da? Pentru că venim de pe locul ăsta unde noi nu suntem de fapt naturali, dând drumul la niște chestii, da? Pentru că, apropo, nu vreau să aplici teoria cu fi tu însuți în momentul în care tu ai niște lucruri de care nici măcar nu ești conștient. fii tu însuți merge după ce ai devenit conștient de anumite lucruri și ai lucrat la harta asta a ta. Dar până acolo, practic tu te gândești non-stop cum să impresionezi oamenii din jurul tău. Iar acest lucru este al naibii de obositor. Că ce impresionează pe unul, nu impresionează pe următorul. Și cum ai putea tu să ghicești, dacă nu în stele, ceea ce îmi place mie, de exemplu. Poți să faci câteva presupuneri, te gândești, ok, și băiatul ăsta e bărbat, deci trebuie să-i placă fotbalul, berea. O să faci de presupuneri și s-ar putea să greșești. Dar ai putea tu, per total, să știi ce îmi place mie cu adevărat, ce mă face să râd? Probabil că nu. Ar trebui să vorbești cu mine. Și atunci ce ai putea tu să vorbești cu mine de fapt care ar avea sens? Notează-ți întrebarea asta. Ce ai putea tu să vorbești cu un om despre care nu știi absolut nimic, care totuși să facă sens pentru amândoi? Poate-ți apare răspunsul. Dar ideea este că de aceea te simți atât de obosit, cu dureri de cap aproape sau dureri fizice, în momentul în care vrei să vorbești cu cineva. Și după ce ai făcut treaba asta, dacă ai făcut o oră de abordări și simți că te-ai întind de păciment, că e jupt, e din cauza că există un efort foarte mare de făcut ca tu să ții această mască pe care o pui. Ori tu pui o mască pentru că masca aia ta vrea, vrea ca tu să fii plăcut și așa mai departe. Dar ce s-ar întâmpla dacă n-ai mai pune masca? Ce s-ar întâmpla dacă ai face pace cu lucrurile care crezi tu că sunt despre tine? Pentru că, bro, tu te lași în momentul ăsta judecat de o societate care... Îți promit că este de 10 ori mai imorală decât tine. Îți promit că a făcut căcaturi de 10 ori mai grave decât ai făcut-o vreodată. Da? Doar că tu momentan crezi foarte mult în frontul propus de societate, care după cum vezi unde privești, culori roz, culori albastru, e frumos, așa, e floralei, Înțelegi? Te mai lăsa păcălit de prostii, vino să cunoști ceea ce este viața reală, de aceea te invit pe fără sens puro. Arunc o privire la cărțile pe care le-am scris cu drag pentru tine, mi-am pus inima în ele și a ajutat mii de bărbați. Arunc o privire la cursurile online. Avem curs unde poți lucra cu emoțiile tale, se numește dezinhibarea emoțională. Ăla te va face să faci ceva, să-ți faci nevoile pe măștile tale. Te va pune niște postați atât de cringe, și dureroase, încât dacă reușești să le faci, vei ieși învingător de acolo, te vei simți invincibil și per total pe viitor nu vei mai pune niciodată vreo mască pentru că cursul ăla te aștept să înțelegi ce înseamnă să nu le mai pui, ce înseamnă să faci ceva pe ele. Ai un curs Texting Mastery, te ajută pe platformele online, cum să te îmbraci, cum să te comporți. Ai un curs pe fashion care te ajută și mai adânc legat de cum să te îmbraci. Ai un curs pe relaționare care îți explică puțin paradigma între oameni și de pe ce fronturi vin, cum poți să înțelegi mai bine treaba asta. Și ai, nu mai zic, coaching-ul care te ajută enorm, fie că e online sau în persoană. Ai toate instrumentele la îndemână, iar eu m-aș întreba în locul tău, ce mai aștepți? Viața e scurtă, lumea o ia razna, profită de timpul rămas. Ne vedem la coaching cel mai probabil. Te-am pupat!